24 de familii s-au mutat în casă nouă. La Mediaș a fost finalizat un bloc de locuințe sociale destinat celor care au fost evacuați în urma unor retrocedări. La inaugurare au fost prezenți prefectul Constantin Trihenea și primarul Teodor Neamțu. Valoarea investiției suportată de Guvernul României a fost de 2,7 milioane de lei. Domnul prefect, haideți să dăm podea asta așa. Oricum e un moment bun și îmi tai și eu o bucățică ca să o am ca amintire. Prefectul Constantin Trihenea s-a declarat mulțumit de modul în care au fost realizate noile locuințe din Mediaș. Eu am felicitat în momentul în care s-a tăiat panglica administrația locală, special pe domnul primar Neamțu, pentru această realizare, întrucât la valoarea de 28 de miliarde de lei, vorbim în bani vechi pentru a înțelege cu toții, să oferi 24 de unități locative, cred că e o performanță economică. Teodor Neamțu, primarul municipiului, spune că problema locuințelor nu este încă rezolvată, dar că municipalitatea are în derulare noi proiecte. N-aș putea spune că este o problemă rezolvată, este într-o anume etapă de rezolvare. De-a lungul anilor din 2004 până în momentul de față, iată, și prin aceste 24 de locuințe, am ajuns undeva la 300-330 de locuințe construite pentru diferite categorii de cetățeni ai Mediașului. În acest an, la Mediaș va fi finalizat un alt bloc de locuințe care însumează 33 de unități locative.